Salut! Eu sunt Vitien, alături de mine este Raga și astăzi vom avea prima impresie despre Counter-Strike 2 pe această tabletă de la Samsung, Samsung Tab S8 Ultra. Haideți să vedem despre ce este vorba în acest Counter-Strike 2. Vedem aici prima pagină. Counter-Strike 2 reprezintă cel mai mare salt tehnologic din istoria jocului Counter-Strike, punând la dispoziție caracteristici și actualizări noi pentru mulți ani de acum înainte. Deci, cine știe asta vreo 10? E bine că urmă... Nu-l mai prins. De unde știi tu? Zic eu. Cum o să apară în vară? Nu, pe următorul. Aha, următorul. Da. Poate căuți. Poate e shot, mai. La cum zici? Îl prins 100%, că zici bine, rău. Așa. Lăsăm gluma la o parte. Vedem încă niște chestii aici scrise despre Counter-Strike. Vedem că va fi... lansat în vară, deci acum dacă nu avem acces la el și au doar câteva persoane în vară, teoretic o să avem cu toții acces și ne vom putea juca Counter-Strike 2. Vedem aici primul videoclip fumigene receptive. Nu mai bine. Ia să vedem despre ce este vorba. Este nou overpass. În caz că nu l-ai văzut până acum. Tata la altă hartă. Cred că o să-mi placă de data asta overpass-ul, că acum nu prea-mi place. Te-o jucă ești noi. Mai bine. Ideea din spatele smoke-ului este mult mai mare. Pare că... Acoperă, mă, da, explodează și direct se transformă într-un fum uriaș. Sunt curios dacă pe Nuke o să o acopere tot burlanul. Uite! Wow. Mamă, asta e tare rău. Dai smoke și după tragi prin el și îți faci gaură. Miște și hood-ul. L-au mutat acum. Wow! Bă, ai văzut piciorul? Da. Summer 2023. Ok. Smoke-urile de acum sunt obiecte volumetrice dinamice care interacționează cu mediul și reacționează la iluminat, focuri de armă și explozii. Exact ce am văzut în video, că dispare smoke-ul. Păi acum dacă dai smoke-uri și poți să le disipești cu un he. Mă schimbi mai bază de pas. Da. Sau îl pui pe unul. Ia tu și apasă că îi țin eu când trec pe smoke. Eu mor. Nu mai dai ninja difuză. Da, se știi. Ia să vedem despre ce este vorba în acest clip. Counter-Strike is known for its T-grade. Satisfying gunplay. Oh, oare apar hit-ul pe aici? A, uite-mă asta. 100%. Păi și ăsta e tot din Counter 2. Ai văzut că era cu albastru mirajul. Deci aici vorbesc despre T-grade. Au îmbunătățit T-grade-ul. Deci acum dacă o să tragi pe lângă, n-o să mai ai scuză că-i pro serverul. Interesant. Deci ceea ce se întâmplă. Interesant. Bă, ce mișto e desenul ăla la overpass. Asta pare. Ha! Și animația asta la Zeus, tare rău de tot. Deci presupun că acum serverele de matchmaking o să fie de 128 și ele. Yeah. De fapt, 128 plus. Cum e nou T-grade. Mamă, uite Italy, îmi plăcea harta asta mult de tot. Ia să vedem. O lume mai luminoasă. Wow. Vintage. Ai apucat să joci hărțile astea? Logic. Serios? Logic. Ce artă e asta? Ești cam bine, nu știu.
maps are getting a new look. La tine camera, acolo. You can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every. Uite focul. Dă un pic înapoi. Mai vedem o dată. You can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner. Da, nu mai jucați Valorant. Poate acum aveți mai bine prin foc. First, there are touchstone maps, classic maps with solid. Dați 2 ore, bagă dați 2 din nou. Cea mai bună hartă din Counter-Strike, de la 1.6 până acum, sau și înainte poate. Wow, uite cum arată aici. Mamă, uite-l pe Adam, a făcut curată în palat. Să nu alunețe când merg eu pe acolo. Asta e un pic mai întunecat, mamă, și te beu cât de luminat e. Aici unde e? Păi era Vertigo? System that produces realistic materials like. Nu e, mă, uite un avion, nu e Vertigo. Cred că e CS-4747. Era mișto și aia. Wow. La 1.6. Știu și arta asta, am jucat-o pe public. Italy. Wow, uite, uite cum e playground-ul acum. Mamă, pe acolo nu mai WC-ul, ești nebun. Direct stașe de metro. Mamă, o să-mi plac overpass-ul la cum arată. Doamne, ce grafică mișto. Asta am mai văzut de 3 ori până acum. Oare o să bage, acum dacă îți vezi picioarele, o să bage și Adidas sau ceva, îți schimb bocancii? N-ar fi mișto. Mai e schimbat pe bocanci. Mergi cu ținta în jos, ești la Adidas, știi? Și vine unul și te împușcă. A, uite aici diferența dintre hărți. Cred că trebuie să trazi. Da, da, da. Gen cum va fi și cum e acum. Da. Vezi? Aici direct, alea e pavat, așa, aici e frumos. Au venit băieții în parc și l-au aranjat, l-au cosmetizat, știi? Aici nu prea îți dai seama atât de bine că ar fi trebuit să arate oricum culoarea asta. Dar arată la fel, sunt alte culori civile. Și oricum e lumina mai bună, parcă e un pic mai larg, pare, dar nu cred. No. Realitate. Op. Aici. Uite, mă, toalete, nu pot să scriu. Cred că au scris toalete, vezi? Da. Da, uite, deci, cum arăta și... Uite, nu mergi să apeși. Ce, pe... Ah, what the fuck, poți să tragi și ăla. Da, te vezi cum e. Tare. Ha, măi, urâte acum așa. Parcă-ți vine să mai stai pe aici. Dar ăsta, uite, zici, acolo e, zici că ești în gară, ceva. Abia aștept să te-am modul aici, șef de gară. A, uite și pe nuc. A, câte e lumini acolo. Mult mai luminată. Nici nu-ți trebuie flash să ai flash aici. Da, uite așa și silozul cum e. Da. Sunt toate foarte shiny, față de cum erau. Teoretic, dacă harta mai luminată, vezi adversarii mai ușor. Așa ar trebui. Da, poți să ai tot ăla, nu prea vezi. Oricum, cred că o să țină cont și de setările pe care ți le faci tu în joc. Nu cred că o să fie chiar atât de shiny peste tot. Mai luminat, da, dar nu cred că atât de strălucitor. Uite și tu la rampă. Îți vezi reflexia. Da. Ia, e chiar foarte similară, doar luminile sunt total diferite. În rest e fix aceeași. Bază, ia, bază. Nu prea mă interesează baza. Apropo. Merge. Nu, ai mare diferență în ce aici. Nu, no, doar mai luminat, atât. Îl vezi mai bine în vent, uite, fii atent. Da. Pe altă culoare, dacă mai vine acolo. Acum. Da, nu e rău. Da, asta e cea mai bună hartă. Confirm. Sper să și bage înapoi. Să apeși odată. Nu merge doar odată, șefule. Eu așa făceam. Aici asta nu e prea schimbat. Doar e mai doar luminat. Uite, în zona asta mai stăteai și tu. Da.
să faci? Să zici acum câte hărți o să apară. Oh, uite skin-ul meu, mi-am văzut skin-ul. Interesant, dar va părăm în modelele. Sper să nu le bage iarăși și să fie vreun de asta. Gata, acum că am făcut hărțile, puteți să vă jucați cu modele de... Nu, no, cred. Așa. Acum unde îi trage, uite, îi sare sângele diferit. Da. Wow. Asta e sângele de pe perete? Da. Fun, story. Asta e de mișto. Uite, mă, foc. Bomba. Wow. Ah. Mult mai realist. Uite cum se vede Molotovul. Se mișca apa în el, mă rog. Ce tare. Ia, nu i-aș foc și modelul? Să apară așa foc pe el, știi? Mm. A rămas pământul negru, ai văzut? Da. Acum când faci fraguri, nu știu că ai observat, îți apară și cărți. Cărți acolo. Ia uite, a făcut chintă. Sunet. Băi, chestia asta cu sunetul, sunt chiar curios, că acum ai văzut că sunt două chestii, 3D audio acolo și unii se joacă cu sau fără. Acum, dacă o să fie standard pentru toți, sunt chiar curios cum o să se audă. Că ai văzut, tu auzi într-un fel, când ești mort auzi într-un fel, acum poate să fie același sunet pentru toată lumea. Iar asta nu e tot. Păi e bine, au dat drumul la beta și vor până la vară să-l facă cât mai optim, să-l optimizeze cât mai bine, ceea ce nu e rău. Dar totuși, sper să reușim să primim și noi. Doamne. Trimite un mail, ceva, ne rugăm niște rugăciuni și poate.